comentați rezultatul alegerilor. Bun, bine, a fost bine, că a câștigat ai noștri. Vă așteptați? Da, normal. Stați în sofertor. Vă așteptați la un asemenea rezultat? Da, pentru Giurgiu, da. Da? La nivel național? Și la nivel național. Deci că așteptați în toată... Vă așteptați? Categoric. Categoric. Cum credeți că va fi de acum înainte? Considerăm spre bine. Foarte bine aici. Vă așteptați? Vrem. Da? Ne așteptăm? Păi cum să nu ne așteptăm? Așteptăm. Credeți că va fi mai bine? Sperăm. Sperăm să fie mai bine. După o zi cu ploaie și cu viscol, mai bine și una cu soare și cu căldură, nu? E bine, eu sunt mulțumit pentru rezultatul alegerilor. Am votat USL-ul, așa, și e bine ca să se aducă echilibru în țară, să intrăm în normalitate. Lucrurile se meargă bine pentru poporul ăsta care a suferit destul de mult în ultima vreme. Și după părerea mea, este un lucru bun. Românii au fost inspirați, românii au gândit bine și au votat așa cum trebuie. Cred că a ieșit cine a trebuit, mamă. Vă așteptați? Da, ne așteptam, că toată lumea USL-ul a votat. E mulțumit tot, parcă. Vă așteptați? Da. Și cum credeți că va fi mai bine? Să sperăm. Nu știu, încă n-am văzut rezultatul. Comentați rezultatul alegerilor. Dubios. De ce? Dubios. S-au făcut iarăși, zic cum le zic, fraude masive. Vă așteptați la acest rezultat? Da. Bineînțeles. La acest rezultat nu mă așteptam să se fraudeze. Pentru mine nu are nicio importanță. Vă așteptați la un asemenea rezultat? Nu.